tânără femeie, violonistă la Filarmonica George Enescu, își caută mama. În cimitirul de taine de la Miercurea Ciuc, chipul mamei are ochii grei de humă și orbitele subte de suferință. Mama se numea Maria Plop Arnăuțoiu, din Ucșoara, Mușel, de obârșie din Basarabia. Târză și neînfricată, Maria Română, cum frumos o numea în urmă cu un an, la 15 august, ziarul România Liberă, cerând supraviețuitoarelor din infern să-și amintească chipul ei. Maria Română a urcat în munți alături de bărbatul ei, de luptătorii rezistenței, îmbrățișindu-le destinul. Rezistența armată din Carpații Făgărașului a fost cea mai lungă încleștare dintre românii sângerând pe creste spre a păstra onoarea acestui neam și regimentele de securitate aservite puterii comuniste. Timp de peste 10 ani, între anii 1946 și 1957, partizanii din munți au fost singurii oameni liberi într-o țară subjugată. Reduta Făgărașului a fost ultima cucerită. O cană de apă de ei fi dat unui fugar însemna adeseori condamnarea la moarte. Și totuși, cu mii de jertfe, țăranii i-au adăpostit pe luptători, le-au dat alimente, haine, arme, date prețioase despre mișcarea trupelor de securitate și adesea un loc de mormânt în grădina lor. Câte merinde de drum au pus pentru fugarii din munți femeile acestui colț de țară, nu se va ști niciodată. Atunci eram și eu de 38 de ani când m-a arestat prima dată. Și zicându-mi gândul meu, zic, nici trei lei nu fac eu. Numai câte mi-a luat de acasă acum, am făcut și eu cu palmile astea, muncit cu ziua. Am stat 20 ceva de ani la cooperativă, pe 100 de lei pe lună. Și am văzut încă, luam și dimineața, veneam, făceam drept și mă duceam la lucru cu ziua. Că pământul mi-l luase de tot. Dar nu m-am lăsat și nici nimic nu le-am spus că de-a renecat pe mine. N-am spus nimic. Deci, am răbdat toate chinurile, dar n-am vrut să recunosc nimic. Ce nu știam eu unui soțul meu, că dacă vreau eu îi dau fără crimă, fără nimic în mână. Dar n-am vrut. Nu m-a putut prinde dumnealor niciodată decât am fost pe râta. Că eu făceam așa, el eram micuță, mă strecuram printre uluși, printre garduri, printre unde puteam meu, căram de ziua într-o groapă halea ce trebuia să le duc, aveam unde să le ascund și ei venea și le lua. Mai la urmă de tot, am făcut, adică tot dumnealor m-a învățat, și-am făcut, era într-o sal, o gaură, căsuța poștală.
Și eu când era ceva, îi anunțam, când era ceva, scriam, îi anunțam. Aveam mâinile bune. Acum nu mai pot nici să mă iscălesc că e. Uitați-vă cum e degetele mele și asta e mui, degetele astea. Nu pot nici să mă închid. Așa. Și le duceam să mă întâlnia, da, domnul Iancu, până într-un rând a venit în casă. A venit în casă, în camera aia. Colonelul Arsenescu. Că n-am știut de prima dată, eu m-am dus la dumneavoastră, apă de aici, la mine, de la puț, și m-am dus, nu știu, până la dumneavoastră de ce m-am dus și am văzut o oală mare pusă pe mașină cu mâncare. Și o vorbă, o voce, nu la băieță dânșii, știi, o voță mea e schimbată. Dar ce-am întrebat eu, în casa omului vine oricine, nu? Și nu mi-a spus nimic cu Conița, atunci nu mi-a spus nimic. Am plecat, am venit acasă, după aia nu s-a putut păzi de noi, n-avea cum. Și mi-a spus, așa, că uite a venit Arsenescu și uite așa, și uite așa, așa. Am tăcut, nu i-am spus nici lui bărbat, n-am suflat nici la copii, n-am spus nimic. Am stat așa până într-un rând, ce s-a întâmplat, cine le-a spus la moară, la domnul Tomiță, la tata lui tale, i-a spus că să plece, că vine, dar de atunci nu sunt vinovată eu, nu sunt vinovată, că nu i-am spus eu atunci. De multe ori le-am spus să fugă, dar atunci nu știam. Să plece, că vine mașinile securității. Ei a dispărut, a fugit de acolo el. A fugit și trei mașini a și venit. A venit și a plecat. Na. Și când a plecat pe mult, noi le duceam mâncare pe unde puteam, le duceam. Ba eu, ba altă, ba altă, ba doamna le da pe un preot. Nu vă era frică? Așa, doamnă. Acum vedeți că acum mi-e acum de când cu crucea asta am început să... N-am mai dormit nici aici, că aici dormeam. Și n-am mai dormit. Că se vine, zic, și îmi trage una pe resta. Și așa dorm eu într-o cameră de ordine altă. Acum vă e frică? Acum mi-e frică. Uite, și acum ce frică, acum ce vorbim, mi-e frică. Că aude ăștia că sunt mulți care îi plătiți, adică le dă băutură unul și altul și ăștia strigă, face ce zăcăia. Aia. Dar atunci nu v-a fost frică. A, nu, și nu, nici nu mă prindea. Eu nu spuneam la nimeni. Eu făceam singură. Păi dacă garda păza aici ăștia, și când venea schimbui și înaintea la ăla și eu aveam scara pusă că ieșea cu și mă da jos peste cară, aveam alea în băț, în beci, le luam, numai în cămașa de noapte și pe lângă beciu, aveam două luni scoase numai de jos, le dam la o parte, dam alea în grădină și era o groapă acolo, își puneam crâși pe ele. Și venea repede încă, când venea la cea că viu de la closet, dam pe dur, mă băgam în casă, mă încuiam și mă culcam. Și el păza pe afară. Și ăla auzi când vrei, atunci venea și le lua, că știa unde sunt. Mă ia și mă duce aici la post. Mă duce la post, m-a bătut vrei de seara până dimineața. Până când să facă ziua așa. Era ăsta, capitanul Cârnă. Asta nu l-aș ierta, doamnă. Ai zice morți, mai lasă-mă o țâră să-mi fac și eu cu dânsul cum și-a făcut și dânsul cu mine. Pe ăsta nu l-aș ierta. Că eram tot ești mai înghițuță, dar ăsta nici de cum, pe capitanul Cârnă. Așa. Mă bate, mă întreabă unde ți-e bărbatul tău, unde e Arnăuțoii. Nu știu și nu știu și nu știu și nu știu. M-a bătut vreo și m-a îndoit peste un pat de fier de la mici, maiorul Marin mă ținea de picioare și alant mă îndoise așa. De aici de corp, Cârnă. De mai decât trăziu așa, m-a adus acasă. Și spune la fata mea mare, zice, maică, te trebuie un ceai cald și un pan moale. Cât a stat dumnealui aici, am stat așa, pe spate. După aia n-am mai putut să suflu pordurelii, că vezi dacă ei m-a băgat acolo, a stat sângele pe mine, că a adusese pe tinca lui Bidie bătută, cu barnaua în buzunar, cu capul gol, cu o batuseră. Și pe mine m-a dus în altă parte. Am văzut doi oameni de aici din sat, i-am cunoscut, dar nu-i spun. Și nu-i spun nici pe lumea elantă, îi spune.
că n-am nimic cu lumea din satul, n-am nimic. Când i-am văzut și pe aia mult și am tăcut din gură și m-a băgat acolo și vezi, m-a lăsat prea mult și a stat sângele. Am fost înfierbântată și a stat sângele, că nici n-am mai putut vorbi. N-am mai putut vorbi, deloc. Am muțit așa. M-a dus, m-a pus în patoala, mi-a făcut fata aceea. Și aia care m-a urmărit a băgat capul pe ușă și fata mi-a ridicat este așa în sus să vadă cum eram bătută. Era dungi și când am văzut cum sunt carnea, când mâinile mele, era dungile, carnea ridicată așa. Vai de mine, a fugit aia, n-am mai stat, a și ieșit pe ușă și a fugit. Am rămas acolo în patio, aia a fugit. Am stat 10 zile, doamna, ci acasă și după 10 zile mi-a spus maiorul ala capitanul, când o să prăjesc pâine și să pui pe față, să stropiesc cu din, să pui pe față și să mai luat ele, mai rămâneți așa ulecă pe aici. Cel care vă bătuse, v-a dat să spate de astea? Da, nu, care a venit în cu în casă și când nu mă bătuse. Și să pui apa așa și să nu spun, mă duc la domniști, dacă mă duc la domniști, la spital. N-a găsit doctorul aceea și m-a dus la un frate meu, era în fața securității. Și m-a lăsat și eu, ce i-am spus la aia? Că am început să vorbești, dacă mi-a dat ceai, vralea, am început să mă înreviu. Zis să nu mă vadă mama mea. Să nu mă vadă mama. I-am spus la cumnata mea. Că se moare dacă mă vede cum sunt, mama moare. M-a băgat în salon câte drum în față. De une până mama a auzit. Dimineața mama vine și când dă plapuma după mine o parte și mă vede, a căzut în genunchi. Și avea o icoană cu Maica Domnului, tatăl meu acolo, cât deasupra ușii. Și a început să închine că e copii, eu nu i-am bătut, că am rămas vădă, cu o copii de 38 de ani și cu 8 copii. Așa. Tata mi-a murit de inimă. Eram micuță eu când a murit tata. Aveam frații la mai mari. Și a început să închine și a zis așa, să dea Dumnezeu și Maica Domnului să nu poată muri până nu și-o vedea copiii cum mi-am văzut eu. Și să fie crescut cum mi-am crescut și eu, cu rușine, să fie cu minți, așa. N-am mai văzut pe mama de atunci eu. Dacă, dacă eu m-am luat la pușcărie, mama a murit până am venit eu. Am murit în iarna aia, că mai avem un frate închis. Doi frați a fost, și nepoși, cumnași, aoleu, ginele și cuscru, cu toneni am intrat. Așa, și m-a dus la spital când m-a suit într-o mașină cu lemne. Nici azi nu știu cine a fost șoferul ăla. Nu știu. Nu că nu vreau să-l spun, nu-l cunosc și nu știu. Și nici n-am auzit cine e, că l-aș cinsti eu pe șoferul ăla. M-a suit pe lemne sus. Și a început o ploaie, doamnă, de dacă mă ținea așa până la domnești, muream eu acolo. De el ce-a făcut în Zbăghețești, a oprit mașina și a intrat la un om în Zbăghețești, ala era din domnești. Și n-a venit șoferul sărat, eu ce-a spus, frica, vin tu omul ăla, prăpădit-o, prăpădit-o. Și-a pus un nailon peste mine. Și ce bine a fost, doamnă, că mi-a ținut nailonul ăla de nu m-a mai plouat ploaia aia mare. N-am nimic cu oamenii din sat, doamnă, n-am nimic, nu m-a bătut ei, nu m-a chinuit ei, dar eu am cu anchetatorii, cu anchetatorii. Dar imunul să nu să găsesc și eu, ca să-i spui, nu-i fac nimic, că eu nu sunt Iuda. Am luat bătaie și pentru vorba asta, că mi-a luat la petrișura de ieșirea, trei teancuri de bani, 300 de mică de bani ca să-i dau în mână. Și am spus că nu sunt Iuda. Să vânz pe bani. Și apoi mi-a dat Iuda. A, apoi mi-a dat de ce m-a bătut. Că am zis de Iuda, vezi, că nu vânz eu băiețe pentru bani. Așa. Dar și la voastră mai fost bătută la Girona? A, am fost bătută aici, aici la post, aici m-a pus în spânzurătoare, doamnă. M-a luat de acasă. Numai unul geant a știut. A murit săracul. Ala știu că m-au zis țăpâni și cum mă rugam de ei. Așa. Tot așa m-a luat și mi-a pus un scaun, doamnă, lângă masă, bine, nu trebuia să iau la rând, așa, dar le-am osărite, când îmi vine în cap, așa. Mi-a pus o masă la scaun, că m-a dus nu știu de câte ori aceea l-a pus și m-a bătut. Și colea la cocona mimica în cas, a pus un scaun, m-a fi legată, întâi m-a legat de mâini, așa, la spate, și mi-a pus o frânghie legată de mâini, de mâinile amândouă.
A pus un scaun, m-a suit pe scaun, după scaun pe o masă, după masă pe altul scaun. Și după aia mi-a tras, avea boierii domnul Ian cu tata mare al băiatului, al doamnei, avea o lambă de alea mare, mi-l juc. Și lamba am cumpărat-o eu când nu mai era, am luat-o de la boieri, avea boierii și rămânese numai cârligul ăla. Nu cumpărase domnul Ian cu atunci. Și a rămas cârligul ăla, vezi, și cârligul ăla, doamna era larg așa, nu cârlig, uite așa mare. Unde băga de asta lamba aia agățată, că la noi târziu să băga lumina în casă, aici, nu era. Avea lâmb de alea boierii mari. Și mi-a tras doamna scaunul, mi-a tras masa și scaunul ăla și m-a lăsat aternată în mâini. Și zic că smulge mâinile, că mi-eram slabă și prăpădită ca acum. Smulge mâinile, nu mai puteam. Și după aia au dat un sac, după ce m-a dat jos, m-a delegat, de la mine n-a scos nimic. Și unde sunt, și unde sunt, și să-i dau mână, și să-i dau pe bărbat. M-a lungit jos, că luam, ia sacul ăla în apă, rece, l-a stors și l-a pus pe mine, așa. Eram în ei, așa zice Melia, că mă așa, asta e. Fără pot, mă bătuse, mă târâse, rămânese, dar nu mai e. M-a bătut așa peste ei, peste sacul ăla ud, cu, a băgat pe mână capitanul Cârnu un hâl așa de cauciuc și avea o curie aici, nu știu cum îi spune. Dar l-am văzut când l-a băgat pe mână și l-a apucat așa și cu ala m-a bătut. Pe toate părțile mi-a dat, n-am spus nimic, peste sacul ăla, așa. Și după aia m-a adus. M-a adus acasă. Nu știu și nu știu și nu știu și... Scoteți în mâchii, tăiați în capul, tăiați în limba, faceți cu mine ce vreți, că nu știu de ei și nu știu de ei. Nu știu nimic și nu știu nimic, că de mine s-a păzit când a plecat, eu nu știu nimic. Doamna Arnăuțoiu, doamna Năstase și Riza Elisabeta. Și cu Riza Elisabeta era și o fiică de-a ei căsătorită în domnești, Lenuța. Aia nu era bătută. Poate că nici doamna Arnăuțoiu, că o fi ținut socotea la anchetatorii de bătrânețe a dumnea ei. Nu pot să știu, dar am văzut pe Riza Elisabeta cu părul, cu scăfârlia goală. La închete își înveleau părul ei mare peste mână și o învârteau așa în cameră de toți pereții. De i-au smuls părul din cap. Doamna Năstase ne-a arătat cu rușine, dar ne-a arătat, era numai găuri negre, că o punea în cameră goală cu câini, îi asmuța pe câini și îi rupeau bucăți de carne din ea. M-a lăsat. M-a mai luat ea, m-a luat ea, rânduri așa, mă bătea, m-a luat păzută mereu, întrebată mereu. Doamna, a venit bărbatul meu, îl bătea cârnul și îl mâna pe munte să-i caute. Și într-o zi mă pomenesc că el, când a venit sara, așa, zice, dar n-a venit acasă, că i-a fost frică. Zice, am întâlnit un om, zice, și l-a rugat, zice, să pie în graj la brechi, zice, o mână de cartofi, dacă te-a luat. Ca să știe el dacă mai vine acasă, ori fuge. Și omul ăla, că nu-l spui omul ăla, a luat cartofi, mi-a dăduse drumul, dar omul nu știa că mi-a dat drumul. A pus cartofii, o mână de cartofi, acolo. Și atunci a venit acasă, Iurie. Dacă a venit acasă, zice, uite ce te rog, zice, încălzește tu apă să-mi fac o baie. Acum, eu repede am făcut foc, aveam cuptor de pâine afară, aveam o bucătărie mare, fierbeam mâncare la oameni, sobă și dailantă.
În fugă am pus la sobă, nu la sobă, la colonă, acum fugă s-a făcut și aduc și aici în casă, ca niciodată ce tu să ieși afară. Ce că mă spăl eu singur. Nu știu de ce. Era fietele afară cu mine amândouă și una era că una era măritată și alta stătea cu mine la urmă. Am scos fietele doamna afară. Asta era în 47 când am măritat pe Lenuța și asta din 40 nu a început chinului. Și doamna, am ieșit afară, am luat furca și am stat pe un scaun cu stau acum și torceam. Ies eu, zice, sunt gata, zice, hai și tu petrici-mă până în ulița. Ca să nu mai merg timp să iei un pan. Ce băga mâncare, ți-am băgat, băgați-mi o pâine, asta câte două săptămâni, o pâine așa de alea mai micuțe rotunde. I-am fiertu-o, i-am băgat niște brânză, niște pastramă, că și-o frige el pe acolo. Și am băgat mâncare. Și o ranița în spate, toporașul pe mână și câinile după ea a fost timp mare pe noi și pe toată familia mea. Și la ăștia le pare rău că luăm și noi un bană cu piense și le pare rău, da? Să-l ia și ei, cum am luat noi munci și bătuși și chinuiți. Și cu normile alea mari, cu mâncarea care a fost, ce era pușcăria cum e acum, acolo, așa, și... A plecat de acasă? A plecat. Am plecat cu el eu. Deci am băgat mâncare, a plecat. Când mă întorc înapoi, doamna, am dat mâna cu el, l-am sărutat, că zic, măine, nu măine, porlă în pușcă. Na, ce știu, ori după munte, ori ăia, ce știu eu ce face. Și-am venit așa, măi, când mă bag aici în casă, doamna, îi găsesc cămașa, îi găsesc mai eu ăla, pantalonii, că s-a schimbat de tot. Le găseam izmine. Unde-i? Că nu era nici ale curate, nici ale care a fost. Încă tape de rând, a zvârlit apa, am pus alea alta apă să le spăl. A ridicat saltiaua, doamnă, când ele înfășurate așa și băgate la mine jocul saltiele. Chiela și aici unde îl bătuse, rămânese și să nu văd eu. I-a fost frică că ori mă omor, ori mă spânzuri de frică, fac ceva. Și el, ca să nu văz eu, de-aia m-a dat afară din casă. El afară pe mine. Așa. Când le-am văzut așa, să îngheie rău, vreau să cazi eu să-mi duc cu casă. Unde să mai fiu? Nu mai fiu nicăieri. Cum mă luam, ce face? Hai. Ne-a dus imediat, ne-a dus la pitiști. N-a stat mult în câmpul, decât când m-a putut bate. Și după aia m-a dus la pitiști iar. Și acolo m-a luat iar la anchete. La anchete, la pitiști, și dă-i, și dă-i, și bate, și dă-i, și tine. N-a scos nimic de la mine, doamnă. Nimic, un cuvânt să-i spui și eu pe un om sau pe o femeie că a făcut ceva, ori le-am dat ceva. Eu, că de-aia m-a și băchinuit așa. Că a văzut că eu știu tot și nu le spui. Așa. Și m-a dus, m-a băgat la jilava. Prima dată, acolo m-a băgat la camera 4 și m-a pus și m-a încălcat lângă tenietă, prima dată. Și m-a băgat la unde, la izolarea aia, cum era. Acolo era iarna și acolo era o haia ca gușteră, așa, neagră și cu picioare multe. Și m-am legat pe noaptea asta, pe țimien jos, pe cum să nu știu, vrei bolnavă, pe țimien, fără rogojină, vrei. Și m-am legat așa la gură, ca să nu-mi intre în gură. Ce se va intre în gură? Aia, și-o pâlă aia care era acolo, neagră, era acolo înăuntru, aia numai. Nu era nimica decât aia acolo. Și zic, na, poate că-i moțăiși, mai lungi pe țimie și da, dacă-mi intră în gură. Uite, să nu-mi ajute Dumnezeu dacă vă mint. Și mi-a legat cârpa la gură, așa, ca să nu-mi intră aia neagră în gură, pe gât. Că dacă mai ia somnul noaptea, într-un ieric, așa.
M-a scos dietele femeie, camera, m-a lăsat numai 3 zile, că avem 7 zile de izolare. Dar dumneavoastră cu femeile din grupul Arnăuțoiu s-au purtat mai rău decât cu ceilalți. Păi cu toate s-a purtat la rău, că vezi, le-au chi mai scăpat, le-au chi mai spus câte ceva, dar la mine n-a scos nimic, bre, nimic. Și ne-a dus la misia. Acolo la misia, doamnă, am lucrat la ce m-a pus. La război, întâi ne-a băgat la cusături. După aia la război de alan, după aia la război la covoare, persoane, covoare, olteniești, de ăstea am lucrat. La croitorie, uite, să caut eu să-ți arăt cum mi-a dat de acolo aia ca să fiu plinită oriunde. Vezi, omenoșii ăia. Oriunde să fiu, la orice întreprindere să fiu, că am făcut lucru ca lumea și lucru bun. Nu că mă laud, du-te, vi-l arăt. Să caut să vi-l arăt. Așa. După aia, până m-am îndresat eu acolo, am și văzut care e păsărică, care e pâră, care e... Așa. Acolo era secret. Și băgați-o un guroic acolo. Era doamna Antonescu, legionare, 4-5 era toate. N-am văzut-le. Nu le-am văzut, că n-aveam cum. Într-o zi era una, hai să nu mai, prim, să nu mai spui cum o cheamă, că mică față ceva săracă. Și i-am zis, domnișoară, vă rog frumos, luați-mă și pe mine, luați-mă și pe mine să vă duc sus, Tirci. Să duc urglou cu ea, Tirci, la ele. Când am ieșit deasupra, am pus-o de jos, domnișoară, te strigă cineva, voce de bărbat prin curte. Te strigă cineva, eu aveam timp până s-a dat iar în pe 2 scări, până s-a dus la poartă, m-am dus fuga la ușă. Și pe aia ușă, a cheie, am bătut, că n-avea cheie de-astea, avea, de ei vizită, în afară, dar n-am umblat la vizită. Aici și-a avut, cine e acolo? Dar dumneata, cine ești? Ce sunt doamna Antonescu? No, Maria Antonescu, da, zi, doamna. Da, zi, doamna Antonescu, dumneavoastră, să da, dumneata, cine ești? M-a întrebat pe mine. Zic, eu sunt de la partizan de la Nucșoara. Cu partizani Arnăuțoiu de la Nucșoara. Îmi spune Rizea. Că te mai vorbim, Zagau. Așa, doamna Elisabeta, ați făcut prima dată 6 ani de închisoare, ați ieșit din închisoare. Am ieșit eliberată la zi. Și primul dumneavoastră gând a fost, primul dumneavoastră gând a fost să urcați din nou în munte la partizan. Păi, eu nu rosi, pe Nina m-a apucat să iau până acasă, că am pus un picior. Era pe, în fața bisericii, la pe trotuar, de asfalt, și unul nu mă da să înjur, și un preot, Constantinescu. Din mașină, din autobuz. Da, să eu mă da în jos și el să urca. Veneați direct de la închisoare. De la închisoare. Prima zi. Atunci, bre, la, când vine, nu sara, mai devreme, când vine cu rata de 12. Așa. Doamnă, m-a binecuvântat și mi-a spus, băieță de mun, sunt bine sănătos. Părintele Constantinescu zice că a fost executat împreună cu Arnăuțoiu. Da, da. A botezat-o pe Ioana. Care, a botezat-o pe Ioana. A botezat părintele ăsta. Și eu nu l-am spus la nimeni, doamnă, că eu am fost hotărâtă să nu spui. Și eu am fost hotărâtă și acum, uite, dintre dumneavoastră, tu să fie unul comunist aici. Și eu nu mi-e frică, acum pot să mă împuște, dar nu declar. Nu spun nimic. Nu ne spui, nu spun. Îți mulțumim. Da, îți mulțumim. Nu spun, nu te da. Poți să chizi care-ți da. Vrea.
Dar de ce ți-a fost frică astăzi? Mi-a fost frică că am văzut că a furat alea trei cruciulițe care se pui la troița aia și m-a auzit că zice, trebuie să o luăm, să o turcem, să o băgăm în lac, că adică, la, da, să mă bage în lac, că la mine se petrece toate și rieli, tot ca întâi și acum, tot la mine e bre. Și la mine n-a mai venit de mult. Dumneavoastră organizați din nou partizani? Păi nu, dar eu lupt, până ai murit tot așa lupt. Eu asta o lupt, doamnă. Să-mi pui, să văd moartea deasupra, fă de comunistă, nu mă poți face. Pentru că știu ce a suferit și băieții ăștia. Că când avem Maria la gardien, da mâncare. Și azi când am mâncat de două săptămâni, nu m-au urzit și ierte apă, fără sare, fără mălăi. N-am avut ce mânca. Și eu am încărat de sagii, după aia oale, de la grasă, nu mă vază costul. Și i-am dat peste gal la mama dânsii. Și a plecat cu ele prin pădure să le dea mâncare. Am vrut să vă întreb, ce mâncau în grota aceea de la Poinărei? Am auzit că mâncau și coaje de copac. Păi mâncau orice de foame mănânci, doamnă. Păi eu pe mama, măsa mare dânsii. Doamna Arnăuțoiu, femeie și ce n-a avut ea și prienică. Da, păi n-am fost cu ele, doamnă, eu săraca. Și lua cuși, din, cuși de cartofi din lada de gunoi și le spăla, doamnă, era pompa că le spăla și le înghița așa, nu de foame. Păi și ei, când a făcut mămăligă din coajă de stejar, de fac, și atunci două săptămâni n-a avut decât urzâi și ierte numai apă, fără sare, fără mălai. Uite, mama dânsii mi-a spus. Și atunci eu le-am dat mâncarea cositorilor și am venit tălare pe calaca și am făcut altă mâncare de le-am dat la două mâncare iar la oameni. La coastă. A, eu nu mă întreb pe pomană, că eu mi-am dat eu. Încă așa vă întreb, deci după 6 ani de pușcărie, ați continuat să faceți ceea ce ați făcut înainte? Păi n-am ajuns acasă și am auzit de ei, n-am porânduită de Dumnezeu. Mie în palma stângă mi-a spus o unguroaică că dumneitale îmi mai cadă o închisoare mare. Dar eu am zis că mama a luat întâi 2 luni, alea ea mică. Și la urmă 6 ani, că 6 ani, an, doamnă. Ce m-am gândit eu că mă ia iarăși îmi dă... Să fiu condamnată la moarte, că de-aia m-a băgat în lanțuri. Că condamnarea mea a fost la moarte. Că eu ce-am făcut? Am venit, n-am spus la frații mie, n-am spus la nimeni. N-am spus că mi-a spus popa, ca să nu-l bat pe popa. Doamne vrește, nimic, n-am suflat. Și trimite un vărat, eu să mă duc în cutare zi la el. Ce să fac eu? Cum să mă duc? E de aici până în Stănești. Am o fata mea mare, mamă, zic, tu când faci lână la mașină, că merg eu să-ți ajut. Merg eu să-ți ajut, mamă. Și m-am dus cu ea și nu i-a spus nici fetei, eu nimic. Am făcut lână la mașină până la 12 noapte. Și am plecat singură, doamnă, pe jos, de unde am făcut lână la mașină, până unde, la casa unde mă întâlnem eu cu ei. La un văr al meu. Bășoiu, că ți-l spui, și cum îl cheamă? Că l-am pușcat. Și nevastă s-a murit, am stat cu ea în pușcărie, tia Bășoiu. Așa. Și are un băiat profesor, a vin pe aici, pe la mine, prin casă. Și când a venit cu executorul de a măsura pământul, dar nu m-am ni l-a măsurat, că m-am mai băgat și atunci am foc și tot nu mi l-a dat. Așa, nu mi l-a dat, noi muri. Să stăpânească ei sănătos, că n-am nimic. Ce să mai fac? Nu mi-l dă, nu mi-l dă. Mai bine să-mi lase viața decât să mă omoare pentru pământ. Că trăiești așa. Și eu ce-am făcut, doamnă? M-am dus iar. Și am luat legătură cu ei. Și atunci mi-a spus Domnul de lumea ei, cum o portă în sânt. Cum o purta pe Ioana? Păi mai pleca cu ea, săraca, că mai fugia și ei, doamnă. Și de pare Domnul Tomița a purta în sânt, doamnă, și cu capul scos aici, cu centură groasă pe aici, ca să o țâie, și așa fugea cu ea. Păi crezi că a stat? Eu m-am iert cum n-am murit, bre. Nu, ți-a spus, dar cine ți-a spus? I-a făcut coajă de brac cu sut, așa, ca să o-i facă baie când a făcut roz de copaie. Coajă de brac? Da. Dumneata, ai ținut vreodată o armă în mână? Oho, pistol. Pistol? Da. Păi dacă am avut soțul lucrare, doamnă, și când a venit odată un pădurar și încă cu un jandarm, să casă prin casă, era, știi, tale timpurile astea, pe 49, știi? Eu aveam un tuș mare cu fire pe sobă și zic să nu-l găsească în casă, l-am băgat în tuciu cu fire. Stai la noastră, l-am aruncat în lac.
Și am scăpat de el, nu m-am fricat. Cu acum n-am, doamna, că nu. Dar cu cum să mai trag cu mâinile astea? Poate de, poate să trag în, în ăsta. Dacă nu, dacă mai trăim, capitanul Cârnu, nu-l iert. Dar există undeva capitanul Cârnu? Ai auzit despre el ceva că trăiește? Păi poate o trăi pe ăsta, nu-l iert. Dar unde poate să fie? Păi mă interesez eu, dar nu e momentul. Când o să te mai interesezi? Lasă, doamne, păi chiar dacă mor, am două fiere. Am două fiere, am nepoți. Îl sperii. Trei nepoți. Îl sperii dacă te aude capitanul Cârnu. Ce hige mâinile astea bolnave în gât, cum mi-a făcut și el. Când mă rugam, nu mă omorâi, mă gine în pușcă, mă rugam el să mă împuște, să mă mai chine. Când săream capul eu, când îi tai capul și lui nu era milă de mine. Păi de de mine cu ăla de, eu cu dungi de-am stat 10 zile în frunte și în genunchi. Și mie să-mi chiep milă de el, nu mi-e milă. Eu cu ai din san n-am nimic, doamnă. Eu cu lumea din san n-am nimic, ai din san nu m-a dat pe mine. Pe cum să nu. Nu m-a bătut, oamenii din sat, eu cu lumea din sat n-am nimic. Ai avut 25 de ani condamnat? 25 de ani la urmă mi-a dat. Am avut condamnarea la moarte și m-a băgat în lanțuri. E gata, mama. Da, e gata. Când m-a dus, m-a luat de aici, era închetatorul Bădicuț, Tănase, că știu cum îl cheamă. Era pe o sală, mulți închetatori, dar pe ala nu-l cunoștem, nu-l văzusem la întâi din tâi. Și făcea, pasta eu închetez, fără să mă vază niciodată, ce pasta eu închetez. Așa, toate era în spaima lor, bre, eu. Așa. Când m-a luat la închetă, m-a dus acolo. Nu puteam să-l dăbăcesc, că nu-i vedeam miscălitură, nu-i vedeam eu să știu cum îl cheamă. Ăla cu o dantură frumoasă și înalt și cu părul creț. Am pus mâinile în jos, să trăiți, am luat poziția de drept ca militari, să trăiți, domnule închetator. Bună ziua, ea spune. Mă întreabă, nu știu nimic. Iar mă întreabă, nu știu nimic. Iar mă întreabă, nimic. După aia zice, cum e cu țapii? Zice așa, cum e cu țapii? Dar eu trecusem când m-am dat jos și niște capre și niște țapi. Un țap și capre pe drum. Dar eu știu că de popa, dar ca să nu-l spui pe popa, că știam că la popa când făcea așa țap, ce avea el să mă încheteze de capre? Dar de țap era popa. Așa le spune la pop țapi. Și eu zic, domne, zic că eu am văzut și capre și țap, dar ce știu eu lecui? Nu știu, doamna. Când s-a sculat pe după masa aia și eram, uite cum stă doamna de la în picioare, lângă o sumă, când s-a dat pe după masa, acum e, trăiește, împitește, s-a dat după masa așa, doamnă, și când a venit la mine și mi-a dat, când am căzut jos, tot felul de stele am văzut în ochi. Galbene, vezi, tot felul de stele am văzut eu în ochi atunci. Așa m-a pleznit aici, dar pleznitură. Și m-am bătut și doi, și m-am bătut și m-am doi. Și m-am răzmat iară în picioare și iară doi și iar bat. M-a dus de câteva ori, n-a spus nimic. Până la urmă, dacă am văzut eu, doamnă, că nu mai e încotro, mi-a dat vezi tot Dumnezeu. Eu îmi făceam Sfânta Cruce cu limba în gură când mă ducea cu ochelarii la oi la închet. Ajută-mă, doamne, și acum să nu spui nimic. Nu mai ziceam să scap ghie. Ajută-mă să nu spun nimic. Când m-a dus și ea, m-a încheta iară. Și atunci i-am spus, domnule anchetator, dumneavoastră scris ce vreți acolo. Și nu m-a mai bătut vreo doamnă. A scris el ce a vrut acolo, dar nu m-a mai bătut. Dar m-a bătut din condie. M-a bătut din condie. Comuna asta Lucșoară n-a încheiat încă războiul ei cu comuniștii, după cum... Doamnă, n-am coi din sat nimic cu niciunul eu. Că și așa, barin să mai răsuflu, să mai trăiesc de asta, măi. N-am nimic cu niciunul eu.
care aș mai avut ceva cu el, a murit. A murit, ca și a avut. Că mi-a trecut în confiscare puțin și încolo a luat el. Și a cărat el. Dar a murit. A murit spânzurat așa pe o scaură. Așa a vrut Dumnezeu, vezi, că eram închis a doua oară. Era treia oară acum. De două ori am fost. Am fost rânduită, Doamne, am fost rânduită să trag și le-a intrat, dar am ajuns, mă vedeți cum sunt, Doamne, mă vedeți cum sunt, că nu eram așa. Și cu ăsta ce-a avut ei, Doamne? L-a dat afară din armată, pe domn Tocmăiță, l-a dat afară din armată, hai mă, l-am dat afară. Nici în casă nu-l las, păi ce fel de om ești tu? Adică numai tu să trăiești, am lăsat le dracu să moară, nu? Oameni cu carte și avea unul mort în război pentru patrie și a apărat, nu? Și Valam cu plămânii, Doamnă, că nină să-ți pierd, nu știu cum să-mi stai de minți. Alam Bonac cu plămânii, Doamnă, și să n-ai văzut și el o bucățică de pământ, nu? Ba să nu mai gândești prin sa, păi e dreptate, Doamnă, asta nu e dreptate. Asta să judece cum o vrea ei, dar eu pentru mine nu e. Că mi-l o da mie, că nu mi-l o da, păi să vede, Doamne, că are dușmanie pe mine, că nici pământul tot, când le-a dat bani acum, o mențiune așa, nu, un hectar nu ne-a pus de o pogoană. Nu ne l-a mai dat. Nu ne l-a mai dat. Și de ce ai pus drug la ușă? Asta cu frica nu mă înțeleg. A, da, Doamne. Uite, vă-l arăt. Nu știe ei. Am un drugulit că de-aș putea eu să-l iau în mână și când mă dau alături de ușă așa, și până să-l dea cu pistolul, îi dau eu cu ăla în cap. Ba din să-l duc peste cam. Mor și par să mă împuște și el la urmă. Și asta o fac dacă să încercă cineva să-l ia. În pridvorul casei dumneavoastră se află această cruce pe care ați vrut să o ridicați pentru martirii din... Care a murit pe... amărâs pe... Și stă acolo, prin pridvorul casei. Uite, stă și acum, mi-a luat și alea trei cruciulițe. Le-a luat cine? Nu știu, Doamnă, nu pot să zic că nu știu. Că eu am fost, m-a luat fata călare, pe cal călare, m-am dus călare, când i-a făcut pomană de 6 săptămâni. Că n-a mai avut nicio putere să mă mai ducă cu mașina, că e benzina scumpă. Așa. Și m-a luat peste de el, că e aproape, cu calul. Și era. A venit domnul Ionescu și le-a vopsit, le-a dat cu ulei. Și când am venit, am văzut că nu mai sunt. După aia, după ce s-a certat, cine l-a luat, nu știu. Dar nu mai sunt. Că din ea mi-a luat eu niște gâle așa și le-am băgat pici pe supat. Că dacă știam, le băgam toate de atunci. Dar nu m-am gândit, Doamnă, că mi l-o luat. Nu m-am gândit. Nu m-am... Și acum am auzit multe. Eu și am ieșit soțul meu când a venit cineva ca să slujească curtea de plac în pulung. A venit cineva, Doamnă. Dar dragosabil, a venit și eu n-am fost. Și Gheorghe s-a dus și a mai spus și el acolo. Și a fost două femei și i-a spus Gheorghe. De ce a făcut? A fost comuniști. Zice, și-a făcut multe nedreptăți în sat. Trebuia să tacă și Gheorghe, să nu vorbească, că deja e bătrân și în cârge. Nici acum să nu vorbiți? Păi, păi de Doamnă, eu aș vrea... Eu tot mă zic. Eu mă zic. Difuzarea acestui film în anul 1992, casa cu numărul 13 din Lucșoara, casa Elisabetei Rizea, a devenit un loc de pelerinaj. Scrisori din toată lumea îi se adresau acestei femei de legendă, dragă, sfântă și bună româncă. Editura Humanitas și directorul ei general, scriitorul Gabriel Liceanu, au lansat cartea Povestea Elisabetei Rizea din Lucșoara, îngrijită de Irina Nicolau, chiar în pridvorul casei. Președintele Constantinescu și regele Mihai i-au fost oaspeți la Nucșoara. Mâinile acelea, care au fost cândva atât de torturate, țineau acum anemone. Și însăși viteaza dădea interviuri. O stradă din Nucșoara îi poartă numele. Ziariști din toată lumea au scris: când spui România, spui Elisabeta Rizea. Doamnă, dacă eu auzi că se schimbă,
Ăsta mai lungește viața țară. Să trăiesc mai bine o săptămână. Se schimbă. O săptămână, dar să nu mai fie frică de nimeni, numai de Dumnezeu, poftiți. La, la, maica.